Conducerea primăriei Roman împreună cu cea a societății Locatoserv a decis înființarea unui nou serviciu comunitar, acela de îngrijire al mormintelor din cele două cimitire ale orașului. Pentru acest serviciu, cei interesați vor trebui să achite o taxă de doar 24 de lei. Împreună cu cei de la societatea municipală Locato am demarat încă de la sfârșitul săptămânii trecute acțiuni de curățenie în cele două cimitire publice, atât la cimitirul Eternitatea, cât și la cimitirul din Nicolae Bălcescu, astfel încât și pentru Florin, dar și pentru ocazia sărbătorilor pascale să avem curățenie în cimitir. Și mai mult decât atât, vom mediatiza un serviciu pe care societatea Locato îl are în portofoliu, și anume acela de întreținere morminte. Ne adresăm aici în special, eu știu, celor vârstnici care nu mai au puterea să întrețină, să facă curățenie la morminte, cât și celor care poate sunt plecați din localitate sau sunt plecați din țară și doresc ca în perioada sărbătorilor pascale mormintele să fie curate și întreținute. Este vorba de un serviciu de întreținere morminte care costă 24 de lei și care poate fi comandat către societatea Locato pentru a executa aceste lucrări. Probabil în cursul zilei de azi vom mediatiza și pe pagina de Facebook a primăriei acest serviciu. Condițiile de accesare ale acestui serviciu sunt popularizate și pe pagina de Facebook a primăriei Roman. Persoanele care nu au posibilitatea să se ocupe de amenajarea locurilor de veci pot solicita printr-o cerere ce trebuie depusă la sediul municipal Locatoserv serviciul întreținere mormânt simplu. Costul acestui serviciu a fost aprobat prin hotărâre de Consiliu Local.